Astea două se bat cap în cap. Acum, la nivel conceptual, votul uninominal și iarăși, cei care iarăși tot se pretind a fi experți, eu vă rog să citiți studii internaționale și practici. Votul uninominal în sistemul, în forma lui, așa cum este propus de acest proiect, nu se regăsește nici într-o țară europeană, cu excepția Marii Britanii. Dar vă rog frumos, putem noi oare compara tradițiile democratice ale Marii Britanii cu corupția sistemică pe care o avem în Republica Moldova? Nu avem niciun stat european să fie introdus acest sistem din 1974. Deci ce facem? De ce noi acum, în loc să discutăm problemele esențiale care sunt pe agenda, avem adresele Curții Constituționale, avem observațiile misiunilor de observare a alegerilor? De ce acel proiect de lege care a fost inițiat, grupul de lucru care a fost inițiat de către CEC, nu se discută? Nici până acum nu am văzut măcar un proiect de lege care să răspundă la problemele reale și nu la o agendă falsă care este creată.